E o zi lungă. O să fie o zi lungă. Nu putem să mai facem traseu pentru că cred că a avut nuntă. Este foarte afară din zona noastră de confort pentru că... Neața. Mergești de la micul dejun acum, mă rog. El ia deja a coborât, eu trebuie să urc înapoi să iau camera. Ideea este că suntem puțin supărați într-un fel pentru că plouă. Ia-ți-vă încolo. Sper că se vede ceva. Plouă de ieri seară, de la 7, ceva de genul ăsta. Și ne-a cam dat toate planurile peste cap. Partea bună este că astăzi cred că reușim și noi să fim la zi cu partea de editat și cu ce mai avem de făcut. Dar nu știu, o să aflăm. Așa că cam asta o să fie ziua noastră. Nu mi se deschide asta? Da, haideți că vă las. E o zi lungă. O să fie o zi lungă. Abia început. Am coborât și noi la micul dejun și oamenii ne-au așteptat că el deja pregătit. Ne-au adus și cafele. Eu mi-am luat o cafea neagră. Este de fapt un espresso lung. Lixi și-a luat o cafea cu lapte. Ne-a adus și apă cu mentă și un suc natural. Și cred că e momentul să intrăm în pliculețul ăsta pe care vrea Dixi să-l vadă de 5 minute. Mi-a spus să nu mă ating de el, ca să vă explic. S-a dus să ia camera pentru că uitase și mi-a spus să nu mă ating de el, să nu deschid pliculețul. Asta este în pliculeț. Nu știu, bine miros. Puternic miros. Brânza aia. Și aici, că tot voi adixi banane. Și cred că acolo e pâine. Probabil. Avem, cred că este iaurt sau lapte ăla. Dar aici avem pâine de caz. E foarte frumos împachetate toate. Și aici avem o grămadă de borcănașe cu dulcețuri. Mm-hmm. Toate sunt împachetate așa. Ăla e unt. Asta e singura chestie care nu e de casă. Și, mă rog, bananele, presupun. Dar merele sunt, după cum arată, sunt de grădină. Și arată. Da. Deci astea sunt sigur mere de grădină. Ziceam că ăsta e 10 euro de persoană. Bine, ne punem și noi la masă. Și ne vedem mai târziu, probabil, tot din interior, că nu știu dacă să ieșim afară. Am oprit într-o parcare pentru că, așa cum vă spuneam zilele trecute, slovenii sunt iubitori de dragoni. Ia uite ce au ei aici. Într-una din grotele de prin zonă, din Logar Valley, au montat un dragon și din ce am văzut pe Google Maps, mai sunt câteva locuri în care îi găsiți din valea asta și sunt destul de la vedere și ușor de ajuns. Se pare că, adică aici sunt trepte de lemn, noi nu o să urcăm pentru că plouă și probabil sunt foarte alunecoase și eu nu vreau să mai rup spatele odată. Dar e frumos, dacă veniți în zonă, urcați până acolo să-l vedeți mai de aproape. Pe care l-am găsit pe un site random de travel Slovenia la. N-am mai căutat pe TripAdvisor pe chestii pentru un oraș destul de mic, eu Ditai Valea și n-am știut ce să căutăm. Acum vrem să mergem să mâncăm, să vedem ce găsim și din păcate vlogul de astăzi nu o să fie neapărat fun pentru că după cum vedeți este nașpa afară și vlogul trebuia să fie de pe traseu și nu putem să mai facem traseu pentru că nu vrem să alunecăm și să își rupă Iulia iar spatele. Așa că mai bine we're keeping it chill. Și da, astăzi să fie zi de editare, zi de creat content, mă rog, editat content și de mâncat. M-ați obișnuit. Hai să mergem. Obișnuit la restaurant, este super rustic, este totul lemn. Și cred că au avut nuntă sau au pe seară sau habar n-am. Ideea este că dacă vă uitați pe aici sunt ceva aranjamente. Credem că ne-au dat masa de prezidiu, că uite. Aranjament și este fix masă de mir. Cu trei scaune, mă rog. Dar au niște aranjamente făcute cu mușchi și mini ghivece de flori și
Ne-au aprins și lumânări acum. Cine romantică. Da. Cred că puteam să ne luăm o porție pentru amândoi, dacă mă întreb pe mine. Dar e ok. Cartofii te apar la cuptor? Ish, nu-mi dau seama. Dacă vă întrebați, n-am luat amândoi același lucru de data asta. A, da. Am mers ziua asta. N-am luat porc cu sos de ciuperci și ăștia niște cartofi la cuptor. Ideea este că am mai văzut preparatul ăsta în Ljubljana, când am fost la primul restaurant și apărea la meniu lor, local. Și aici, sincer, nu au foarte multe variante din meniul local și am zis, hai să încercăm chestia asta, am încercat-o amândoi, să vedem cum e. Sper să mă descurc cu pâinea. A, și ne-am luat limonadă. Porc e destul de ațos, o să mâncăm de foame. Nu știu, de lumere și înghețat aparent. Ilia vrea să luăm două și am zis că n-ar trebui să luăm două și după cum vedeți, dacă mă întreb pe mine, este de trei persoane. Nu știu dacă se vede arborul, dar... E un motiv pentru care se servește cu înghețată. De-aia hotărâi până la urmă să mergem la cascadă. E o mini cascadă, e vreo 15 minute de mers pe jos. Plouă foarte tare, dar am zis că fuck it, oricum o să stăm aici până luni. Nu știu dacă o să ne întoarcem, vremea n-o să se facă mai ok. Și așa că am luat și noi un traseuț mic să-l facem, să vedem cum e. Vrem să urcăm și până la o peșteră, pe ploaie. Avem ceva echipament, mă rog, avem geacă și bocanci și pantaloni. Iulia, din păcate, nu are pantaloni. Dar o să vedem cum e. Am zis că o să urce cu umbrela. Este foarte afară din zona noastră de confort, pentru că pot zic că nu ne place ploaia, punct. Am zis să facem, dacă tot ajungem aici, haideți să vedem ce ne așteaptă. Vreau să zic că ne răsfățăm, dar batane cu căpșuni și cu ciocolata albă și yummy. Avem și banane, avem și mere, avem un prânz 10 din 10. Ca niște panseluțe. Am ajuns și noi la lângă, mă rog, de unde se începe urcarea către cascadă. Asta e peisajul. Hai să vă arăt și așa. Am mai găsit vreo una, două mașini pe aici, fix două cred că sunt. Ceva de genul. Eu am geaca de schi, după cum observați, sau mă rog, nu observați, dar e geaca de schi. Și Iulia arată și ea ca o boschetară. Mă, și simt ca o boschetară, doar arăt. A zis că se și simte ca o boschetară. Da, și am văzut că au mai venit persoane de jos încălțate în Adidas. De sus, scuzați-mă, de jos încălțate în Adidas. Așa că cât de rău poate să fie. Mergem și noi până acolo să vedem ce și cum și ne vedem de pe drum. Ne cerem scuze pentru, nu știu, video, sunet, chestii. Nu o să luăm camera mare pentru că plouă, așa că o să ne descurcăm cu GoPro. Avem bocanci, ceea ce e bine, de munte. Da, ne vedem mai sus. Ilea zice că n-are vedere periferică de la glugă. Era să mă lovesc de Dixie, pentru că eu când am întors capul, gluga nu se întoarce cu mine. Ea nu știe să se întoarcă cu tot corpul. Da, voiam să vă arăt traseele de aici. Pentru noi era un plan câteva, dar din păcate... A început ploaia mai tare, forță. Hai să mergem. Nu suntem singuri nebuni. Hai sunt niște oameni în spate. Așa că ne-a liniștit. E chiar decent, aș putea spune, mai ales pe aici printre copaci, că nu plouă foarte, foarte tare. Ziceam că sunt 8 grade și e frig și umbrela noastră nu mai rezistă la prea multe lovituri. Nu știu cât se vede pe cameră, dar traseul e relativ abrupt și este plin de pietre. Așa că vă recomand să nu urcați neapărat în Adidas pe aici. Ne-am dat seama că ne-am pierdut experiența. Traseul nu e așa abrupt. Pur și simplu am mers noi pe unde nu trebuia. Am venit pe acolo. Traseul era pe aici. Și o întrebare pentru oamenii de pe vlogul ăsta. Ne-am dat seama că vorbeam singur, pentru că Iulia a rămas în spate să facă poze. Vă cam cât timp vă ia să vă dați seama că mergeți așa singur pe drum și că persoana de lângă voi s-a oprit? Întrebarea de astăzi. Deci la cascada am și un bar, fix acolo. Acolo. Am cam ajuns, adică mai avem puțin. Cam asta e. Pentru 15 minute, 10 minute de mers, să zic că e decent. You
Asta se întâmplă dacă urcați cu umbrela pe munte. Bate puțin vânt, mă rog, nu e cea mai umbrelă, că s-a mai rupt de vreo trei ori. Și atârnă, că s-a rupt de tot, eu. Ne aprindem bulgarii cu ea. Sunt ploate, de-aia arăt așa. Și plouă din ce în ce mai rău, așa că o să fie un intro scurt pentru cascadă. Se numește Rinca pentru că și-a luat numele de la lanțul muntos din care cade. Și a fost pentru prima dată urcată pe timpul iernii în 1998. Nu știu să vă spun de către cine, dar știu că a fost în iarna anului 1998. E un traseu de 10 minute, este ușor, se poate merge, poate că de poți aproape să urci cu bicicleta dacă te strădești puțin. Scurt și frumos, e și apa foarte curată și deasupra noastră este o terasă panoramică, nu știu dacă este deschisă, că noi n-am mai urcat și nici nu vrem să o mai stăm, că este foarte frig, dar dacă sunteți în zonă și prindeți vreme mai bună decât am prins noi în ultimele două zile, merită să beți un ceai acolo, au ceai, cafea și niște răcoritoare și bere, deci au pancartă un pic mai jos. Nu vă spunea din povești. Haideți că de data asta am nimerit pe traseu normal, la întoarcere, și este destul de lejer, adică e, nu poți să-l numești traseu. Este mers normal cu o mică diferență de nivel. Cam așa. Adică de pe cameră pare chiar drept. Ana fiind unghiul ăsta pe care îl are, se vede puțin diferit. Am mai găsit un tonomat cu mai multe chestii. Inclusiv, ăsta e salamul de care vă ziceam noi, sau mă rog, ăsta, nu știm exact care este, că sunt, au trei prețuri diferite. Sau, ideea este că ăsta e întreg, ăsta de sus cred că este jumate, după cum vedeți. Mai am un salam aici care arată super bine, seamănă cu ăla de Sibiu al nostru, niște cârnați, nu se vede foarte, foarte bine, dar... Da, și e super tare că este automat. Și mai aici cred că avem iaurturi cu tot felul de chestii. Uitați aici, cu fructe de pădure avem și sunt făcute de casă. Toate chestiile sunt făcute de casă. Aici, da, avem niște brânză care arată foarte bine. Și aici la fel. Și aici avem iar benzică și iaurturi și nu știu, asta e ceva cu vanilie de aici, că scrie vanila, vanilia. Fie budincă. Da, posibil să fie budincă și cred că asta tot budincă e, când e rovnica. Dar super tare și gen, bam, bam, faci, și aia a fost. Vreau să urcăm până la Dragon, dar din păcate, nu ai voie să urci. Da, nu înțeleg de ce, zice că cad pietre. Da, aia e, Iulia nu vrea să urce pentru că nu știu că se știe pantalonii și s-au dat, dar vreau să mă duc eu până în sus, dar din păcate nu se poate urca, așa că asta e. Data viitoare! Da, voiam să vă spunem că o să închidem și noi vlogul aici, că suntem plouați și vai de starea noastră. Și a fost o zi lungă și foarte friguroasă. Și uite ce peisaj frumos în față. Cum se ridică ceața, foarte drăguț. Mergem și noi la cazare, trebuie să ne apucăm, că mai avem niște vloguri de editat. Mai avem niște chestii de, niște reel-uri de făcut și niște TikTok-uri. Și în general content și pentru alte platforme. Și ne vedem mâine cu alt vlog. Credem noi din cu vreme mai bună. Sau mă rog. Ține pumnii să fie cu vremea mai bună. Pa, pupici! Pupi! Dacă filmează Iulia și este atentă la ce vorbesc eu. Și... E ok. Stai un pic. Poți să oprești. Așteaptă. Ce voiam să vă spun era că... Do you blow your food until it cools up or do you... Eu de-aia aștept să slab că mănânc destul de puțin și foarte multă pâine, dar nu contează. Îmi pare că nu îngrașă. Nu credeți cine vă spune că pâinea îngrașă, nu îngrașă. Și acum este momentul pentru hașaș. E curent. Ai înseamnă tine în sus? Vreau să filmez, dar ce să mai filmez acum?